Sok keresztény! Mulțumim, maestre! Vă mulțumesc frumos! O să stați lângă noi toată seara, pentru că avem surprize extraordinare pentru publicul bădăuan. Tot timpul am spus, Ileana, că eu sunt jumătate moldoveană, pentru că tatăl meu este născut în județul Botoșani, într-un sat de români adevărați. Mama este născută în Transilvania și eu locuiesc la București. Dar mă consider moldovean de-al dumneavoastră. Și ne demonstrează în seara aceasta că se consideră moldovean pentru că nu respectă nimic din desfășurător. M-am chinuit 3 ore azi noapte să învăț desfășurătorul și totul este spontan. Așadar, ce frumos început de seară. Surprizele, cum am spus, se vor scurge lanț. Nu ar fi fost posibilă această întâlnire fără ajutorul sponsorilor noștri. Vreau să amintesc aici de domnul Viorel Grosu, director Hidroconstrucția, da, care sprijină Arpaiero. De altfel, domnul director general Viorel Grosu este omul care s-a implicat în toate proiectele mele și spatele tuturor spectacolelor. Și în special în turneele mele naționale. Da. Și cele din primăvară și cele cu ocazia sărbătorilor de iarnă. De asemenea, vreau să menționez familia Florea, cunoscută nouă băcăoanelor cu afacerea Mere de Itești și nu numai, la fel o prietenă apropiată lui Paul. Ceea ce vreau să vă spun, că aici aveți mere și struguri, puteți să vă serviți oricum la terminarea, după terminarea evenimentului, avem deschis în spatele casei, cum se cheamă aici? Centrul de afaceri? Centrul de afaceri. Așa, avem pregătit pentru invitații. Ceea ce rezultă din zdrobirea strugurilor după o perioadă de fermentație. Da. Deci, la sfârșit, vom avea și o astfel de surpriză pentru cei care nu șofează în această seară. De asemenea, aș vrea să amintesc încă o dată care este scopul acestei întâlniri. Este acela de a ajuta, de a sprijini tinerile talente. Sunt copii care au reale talente artistice, muzicale, vocale, pictează și care nu au posibilitate financiară și chiar relațională de a merge mai departe. Cu sprijinul dumneavoastră, în această seară și nu numai, Arpai Fuego va înflori și va ajuta talente. Și nu numai. Arpai Fuego a ajutat și artiști mari, nume consacrate ale scenei noastre artistice, dar care la un moment dat, din vari motive, se află în diferite dificultăți.